exact când centrul mobil al Fundației de Naștere este prezent aici. Și spuneați dumneavoastră, atunci când a fost prezentă doamna Joană, cât de importantă este această analiză, această șansă pe care o au femeile din Mioveni, cu atât mai mult cât în Mioveni se pot face mamografii și... Dreptate. Este foarte important și doamna Cristina Cotă și doamna Raffana caută soluții și cred că a găsit un partener serios la Mioveni pentru a face mai mult, pentru a veni în sprijinul lor, iar pentru Mioveni este mai mult câștig. Deci beneficiare vor fi în jur de 1.500 de persoane. În primul rând sunt costuri. În altul rând este timp. Și în altul rând este la până acasă și discuția cu un acolo așa cum vreau să fie după familia acolo, dar am rugat cele două doamne să ne adresăm cu acestea, pentru că așa este prima și în primul rând cei care au nevoie și să știți că 75% sunt în nevoie și 20% sunt din personal și care se adresează acestui spital mobil. Ne gândim și la noi, dar ne gândim la adresul român și la adresul vă mulțumesc mult, domnule. Și vă mulțumesc că așa am simțit eu și colegii mei, că dacă vine,